Povestea neamului Murnu, despre care vom vorbi în această emisiune, începe la 1848, la Veria, în Grecia. Este un orășel de munte, la nord de Salonic. Acolo se năștea Ioan George Murnu, tatăl celor doi artiști pe care îi evocăm astăzi din a doua generație Murnu și bunicul celei de-a treia generație Murnu, despre care va fi iarăși vorba. Este aici portretizat de fiul său, Ari Murnu, în jur de 1900, pe când fiul se întorcea de la studiile sale de pictură müncheneze. Preotul Ioan Murnu nu este un simplu preot de țară. Nu a fost un simplu preot de țară. Un om cu o voință și cu o cultură cu totul deosebită, a avut puterea ca după ce avea deja primul fiu, se năștea la 1868, să își facă studiile, după seminarul teologic, să își facă studii aprofundate de filologie, astfel încât el avea să devină profesor de limba elină la liceul grecesc din Xanti și liceul românesc apoi de la Bitolia, pentru că suntem deja într-o perioadă în care statul român avea grijă de românii din afara granițelor și mai ales de a români, pentru care stipendiază, subvenționează școli în Grecia, în Macedonia, în toate teritoriile locuite de a români, pentru ca ei să nu se piardă de patria mamă. Astfel încât Ioan Murnu este unul dintre acești profesori, de altfel nu era primul profesor în neamul lui și părinții lui preoți fuseseră și dascăli în școlile locale, este unul dintre acei preoți profesori care își va marca generația printr-un inedit dicționar grec a român-german. Trecând la generația următoare, fiul său, George Murnu, născut la 1868, îi va urma într-un fel îndemnul și studiile de filologie, va face însă studiile de filologie la București, unde va încheia facultatea cu o excepțională lucrare de diplomă despre elementul grecesc antefanariot în limba română. O lungă corespondență îi leagă pe cei doi frați, pe George Murnu și mult mai tânărul său frate, Aristomene Murnu, născut la 1871, și dă seama despre toate peregrinările culturale în care George își antrenează și familia. Vorbim despre familia lui, pentru că iată, avem aici portretul soției lui, Beatrice Murnu, pictată de Ari Murnu. Îl vedem aici într-un autoportret cu soția sa, Claudia Murnu. Cele două doamne, Beatrice Murnu și Claudia, erau și ele surori. Cele două au fost instruite într-un pension particular la München și știau să facă ceea ce făceau tinerele vremii lor de la 1890, să brodeze, să picteze, să deseneze, să citească și să interpreteze literatura franceză, germană, engleză a vremii. Puțină lume își mai amintește astăzi de Ari Murnu, de sanatorul care ilustra începând din anul 1904, alături de Francesc Șirato, coperta și paginile revistei de politică și umor Furnica, un săptămânal cu o largă prezență în casele bucureștenilor.
Ari Murnu fusese admis în Societatea Tinerimea Artistică încă din anul 1906, dar abia după expoziția din 1916 începe să cunoască o reală notorietate și să vândă pictură în mod substanțial. Atmosfera galeriei Dialog a primit sufletul unei familii armânești, o familie de artiști și intelectuali tipică pentru începutul secolului 20, care s-a dezvoltat foarte frumos în toate generațiile, și în a doua și în a treia generație. Pentru că aceste două splendide surori au fost foarte înțelepte, au crescut niște artiști ele însele, într-un cult al artei. Claudia Costăchescu Murnu este mama lui Ionel Murnu, iată-l aici în tinerețe și copilărie portretizat de tatălui Ari Murnu, pe când își însoțea părinții în peregrinările lor prin munții, prin Carpații Munteniei și prin cei orientali ai Moldovei. Ion Lucian Murnu a avut și el un destin de artist, așa cum i-l-a pregătit mama, așa cum i-l-a conturat ea cu dragoste, cu delicatețe, cu sensibilitate și mai ales cu o vie inteligență. Claudia Murnu, de altfel, a fost nu doar o mamă dedicată familiei, dar și una dintre primele diariste, autoare de jurnal din civilizația românească. Există un jurnal al ei încă din epoca mișeneză, deci începe la 1897 și continuă până în luna în care a murit, adică până în martie 1946 la București. Este un jurnal în care sunt notate nu doar peregrinările și micile însemnări de fiecare zi ale familiei, micile evenimente, dar sunt notate evenimentele lumii. Revoluția din 1917, primul război mondial, ce se întâmpla în Austria și în Ungaria, al doilea război mondial. Ne întoarcem în expoziție și admirăm peisajele montane ale lui Ari Murnu. A fost un pictor al munților noștri, un neîntrecut, se spunea despre el, că este cel mai bun pictor al munților, că este asemenea unui mare italian, al cărui subiect erau tot munții. A avut norocul să fie apreciat și ca pictor, nu numai ca grafician din timpul vieții, pentru că strădaniile i-au fost încununate de premii ale vremii, în primul rând premiul Tinerimii Artistice, medalia și titlul de cavaler al artelor al Belgiei, cavaler al artelor a fost făcut și de Carol al II-lea și a rămas până s-a stins din viață un artist întotdeauna atent la chipul, la figura umană, la chipul uman și la felul în care omul relaționează cu natura, pentru că munții, peisajele, fie că le-a pictat, fie că le-a desenat, până când a văzut. Beatrice își urmează soțul, George Murnu, în toate peregrinările lui științifice, cu cele două fete, Lia și Ecaterina Murnu. Iată-o pe Ecaterina Murnu, cum, născută la 1906, cum evoluează după atâta cultură, după atâta artă pe care o văzuse din cea mai fragedă pruncie. Ecaterina Murnu va studia la Academia de Arte Bucureșteană, dar călătoriile la Roma, la Viena, în Grecia foarte dese, nu numai din prima tinerețe a tatălui,
o vor marca astfel încât pictura ei este marcată de lumina, de transparența Greciei, ai putea spune, și pe de altă parte de un spirit, de un grafism care este și feminin. Iată un foarte, foarte frumos portret al tatălui ei, în care transparențele sunt niște transparențe ale gândului. Noi parcă îi citim melancoliile acestui mare istoric, acestui mare poet a românilor. Cel mai dăruit profesor de sculptură pe care l-a avut școala românească, Ion Lucian Murnu, i-a avut ca elevi pe George Apostu, Vasile Gorduz, Elena Hariga, Silvia Radu, Liviu Rusu. Ion Lucian Murnu, vărul Ecaterinei Titi. Murnu este un sculptor cu o operă restrânsă pentru că nu a avut comenzi de stat în timpul vieții. Foarte puține lucruri au fost achiziționate. A avut parte de premii încă din tinerețe. În 1938 primește premiul Anastase Simo. În 1946 premiul Salonului Oficial, după care mai are o singură expoziție în timpul vieții, în 1966 la Orizont, și pentru că nu putea sculpta, vedeți, sculpturile lui au dimensiuni relativ mici, sculpta în salonul casei, abia în anii 70, după 60 de ani, soția lui reușește să-i facă un atelier, a trecut la pictură. Era condamnat să picteze pentru că se simțea încătușat în neputința de a sculpta și pictura devine spațiul libertății lui interioare. Portretul acestei familii se întregește cu Maria Ana Murnu. Rare ori am întâlnit pereche artistică și nu doar artistică, pereche umană, care să fie atât de strâns unită în jurul aceluiași ideal de spiritualitate și de iubirea lui Dumnezeu. Expoziția de la Galeria Dialog, în care vă prezentăm aceste trei generații cu așa de mulți artiști, rămâne deschisă până în 22 aprilie. Așadar, prilej ca 2 luni de zile să vă bucurați de această înaltă lecție de iubire creștină, atât de divers înfățișată.